Salutare tuturor și bine ați venit la Școala FDVDR! Astăzi vom vorbi despre originea asteroizilor, compoziția lor și cum îi putem observa. La începutul sistemului solar, înainte de apariția Soarelui, înainte de apariția planetelor, a fost un nor de gaz și praf imens. Și studiile arată că o explozie, o supernovă, o stea care a explodat în vecinătatea sistemului solar de atunci, a generat o undă de șoc, da, care s-a răsfrâns asupra acestui nor de gaz și praf. De aici, forțele gravitaționale au preluat controlul și au început să atragă toată materia sub forma unui disc. În centrul acestui disc a luat naștere Soarele, care are majoritatea masei sistemului solar. Și în jurul Soarelui, pe acest disc, s-au format restul planetelor. Unele au atras mai multă masă, altele mai puțină masă. Acest proces de atragere, de acumulare a masei într-un disc planetar se numește acreție. Nu tot acest gaz și praf s-a transformat în planete. Unele dintre aglomerări au rămas mai mici pentru că nu au avut suficientă masă pe care să o atragă din jurul lor. Aceste aglomerări mici, acești bolovani, se numesc asteroizi. Iar când asteroizii se ciocnesc între ei, cauzează meteoroizi, asteroizi mai mici. Atunci sistemul solar era foarte violent. Se ciocneau planetele între ele, atunci a luat naștere și Luna, un corp de dimensiunea planetei Marte s-a ciocnit de un protopământ, un pământ primordial, și nucleele acestor planete s-au combinat într-unul, iar resturile din urma ciocnirii s-au transformat în ceea ce vedem noi azi pe cer ca satelitul nostru natural, în Lună. S-a transformat în Lună. Atunci, la începutul formării sistemului solar, Pământul semăna foarte mult cu Luna. Dacă ne uităm la o simulare a Pământului de acum 4 miliarde de ani, vedem că nu se deosebește foarte mult de Luna pe care o știm astăzi. Era plin de cratere și atunci, pentru că atunci sistemul solar era mult mai violent decât acum, până când s-a curățat de asteroizi, ei au bombardat planetele de atunci, și aceste planete și-au mărit masa, tot acumulând asteroizi și comete. Asteroizii nu sunt foarte diferiți de cum arată Luna. Dacă ne uităm atent, și ei sunt plini de cratere, pentru că și ei au fost bombardați la rândul lor de obiecte din acea zonă. Asteroizii sunt și mai mari și mai mici, depinde de istoria pe care au avut-o. Cei care au rămas mari nu s-au ciocnit de multe ori și așadar și-au păstrat forma și structura internă. Aceste imagini au fost luate de sonde spațiale care au mers în apropierea lor și i-au fotografiat, dar prin telescop se văd altfel acești asteroizi. Pentru că de pe Pământ nu avem capacitate de a fotografia cu asemenea claritate. Putem să observăm asteroizi, dar este o diferență majoră. De exemplu, asteroidul Florence s-a apropiat de Pământ în urmă cu 2 ani de zile. Și atunci noi am luat imagini la acest asteroid și de la Institutul Astronomic al Academiei Române. Cu ajutorul radarului putem să-i observăm mult mai bine decât cu telescopul. Dar pentru asta trebuie ca ei să se apropie de Pământ, ca să intre în area noastră de rezoluție a semnalului radar. De aici, formele lor ne pot surprinde. De exemplu, acesta este cometa Churyumov-Gerasimenko. Este făcută din două corpuri care s-au sudat gravitațional. Nu este un singur obiect. Și suprafața asteroizilor ne surprinde din când în când. De exemplu, aceasta este o imagine de pe asteroidul Bennu. Dacă ne uităm, vedem, este plin de pietre. Sunt mai pietre peste tot. Acestea sunt pietre din urma impacturilor care au avut loc pe acest asteroid în istoria lui. S-a spart din scoarța lui și au fost aruncate peste tot pe suprafață. Cum e Luna noastră plină de cratere, la fel și asteroizi sunt plini de cratere. Ei se pot ciocni și între ei și se pot sfârma în fragmente
din ce în ce mai mici. Aceste fragmente, când intră în atmosferă, se transformă în niște coloane luminoase numite meteori sau, în limbajul nostru, stele căzătoare. Aceștia sunt meteoroizi, sunt fragmente din asteroizi. Dar și acești meteoroizi sunt de diferite mărimi. Unii, când intră în atmosferă, iluminează mai mult decât alții. Unii pot să ilumineze mai mult chiar decât soarele. Așa s-a întâmplat în Rusia în 2013, când un asteroid, un meteoroid mult mai mare, de aproximativ 20 de metri, a intrat în atmosfera de deasupra orașului Celiabinsk din Rusia. Acesta a produs o coloană de dezintegrare, o traiectorie în atmosferă, în stratosferă, în straturile superioare, mai sus decât zona în care zboară avioanele. Și a produs o coloană de dezintegrare pe care noi o numim traiectorie luminoasă. Rămășița finală a acestui asteroid a căzut într-un lac de la marginea orașului Chelyabinsk și a spart gheața de acolo. Au extras această rămășiță a asteroidului, o părticică mult mai mică decât bucata care a intrat în atmosferă, decât asteroidul care a intrat în atmosferă. Și acest fragment a fost analizat de către oamenii de știință ca să-și dea seama de compoziția acestui obiect și de unde vine el, care este istoria lui în sistemul solar. Și am avut ocazia să studiez și eu câteva dintre aceste fragmente. Aceștia se numesc meteoriți, cei care ajung la sol. Sunt meteoriți. Și meteoriți sunt de diferite feluri, culori, structuri interne, compoziții. Unii dintre ei sunt mai mari decât alții. Cei mai mari meteoriți găsiți au fost deja colectați și duși în cele mai mari muzee de pe planetă. Asta s-a întâmplat în expedițiile din ultima sută de ani. Unii dintre acești asteroizi, când intră în atmosferă, nu mai ajung la sol. Compoziția acestor obiecte care intră în atmosferă variază. Unii sunt din piatră, alții sunt din fier. Cei din fier rezistă mai mult acestui impact cu atmosfera, dar mai sunt unii făcuți și din gheață. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în Tunguska, în vara lui 1908, în Tunguska, tot în Rusia, un fragment de cometă a intrat în atmosferă și la impactul cu atmosfera, acesta s-a dezintegrat în totalitate, culcând o pădure pe o arie mult mai mare decât cea orașului București. Expedițiile ulterioare de acolo nu au mai găsit niciun fragment, fapt care ne-a făcut să apreciem acest obiect ca o bucată de cometă. Această bucată a avut peste 100 de metri în diametru, cam cât Casa Poporului. Imaginile arată că nici acum pădurea nu s-a refăcut în totalitate. Asta este unul dintre craterele de pe Pământ, însă avem și alte cratere, până acum știm peste 200 de cratere, în jur de 200 de cratere pe planeta Pământ. Unele sunt în junglă, altele seamănă cu un lac. De la formarea planetei s-au mai pierdut dintre ele, dar ideea e că nu vrem să mai căpătăm și altele. Și pentru asta trebuie să ne pregătim, trebuie să ne apărăm de asteroizi. Pe data viitoare!